Cred că ANAF-ul poate să lucreze mai bine, cred că trebuie să urmărim să nu fie abuzuri, dar principiul e corect. Și vreau să continuăm să combatem evaziunea fiscală și să-i convingem pe oameni să se conformeze voluntar la ceea ce este o obligație constituțională. ANAF-ul îi pare și el cuprins de același entuziasm care a cuprins DNA-ul și SRI în urmă cu 8 luni, un an. Ceea ce e bine. E foarte bine că își recalifică vocația. Însă să nu uităm că reforma de personal din ANAF este făcută revopsind comisarii, numindu-i inspectori, dându-le niște pistoale și gaze lacrimogene și acordându-le mână liberă să brutalizeze puțin, termenul nu este deloc deplasat, IMM-urile. După mine, este o mare eroare strategică să ataci o companie fără să privești la istoricul ei, fără să privești la stabilitatea ei fiscală și financiară și să îi închizi nu neapărat o cârciumă, care e dramatic pentru o cârciumă să fie închisă, dar să o ocupi cu controle activitatea unui IMM care poate își pune în pericol activitatea și chiar existența. Vorbeam de... ANAF-ul tratează oamenii, contribuabilii și în principal companiile ca pe niște infractori. Cum să spun, prezumția de vinovăție este singura prezumție pe care o... Nu, dar prezumția de vinovăție este prezentă peste tot în societatea românească. Este știut faptul că este dificil în legislația fiscală de acum, este dificil să nu-i găsești unei firme, oricât de mic ar fi, a uitat ceva, să pună în contabilitate. De aici și până la închide firma, de aici și până o amenda în așa fel încât aerul să devină irrespirabil, e o distanță foarte mare.